Românii de bună credință sunt păcăliți să plătească pentru colete ale rudelor pe care acestea nu le-au comandat niciodată. Livratorii devin, fără să vrea, complice ai acestei scheme de înșelăciune, pentru că ei trebuie să convingă oamenii să plătească ramburs la cererea unor firme fantomă care fac aceste expedieri. Totul se face cu date personale pe care aceste firme le obțin și le fură de pe diverse platforme. O femeie din Brașov a fost victima acestei înșelăciuni chiar înainte de Paște. A vrut să trimită un colet, iar curierul i-a spus că mai are o livrare de făcut la adresa ei. Dacă tot am sunat pe tine, am un colet și pentru socrul tău, care este cu ramburs 137 de lei. Și a plătit. Nu s-a gândit că poate fi o escrocherie, având în vedere că socrul ei obișnuia să comande de pe internet. Doar că a aflat cu surprindere că, de data aceasta, nu comandase nimic. Așa că tânăra a încercat să ia legătura cu expeditorul în speranța că își va recupera banii. Singura dată de contact pe care a primit-o este această adresă de e-mail, care este aici sus, care mi se pare... Deja după adresa de mail mi se pare schem. Le-am scris lor să-mi trimită datele de contact de la firma care a pus coletul și ei au început să-mi zică și să o dea în bărci că da, uite că problema este că de fapt tu trebuie să trimiți mail acolo la adresa aia. Nu este clar de unde avea firma fantomă datele de contact ale socrului femeii. Este foarte posibil să fi fost furate de pe alte platforme care funcționează legal. În ceea ce privește acest tip de scenariu, practic folosirea imaginii unor servicii de curierat, acest lucru se întâmplă pe tot parcursul anului, pentru că știm că noi, românii, în general, facem multe cumpărături online. În momentul în care primim un mesaj pe telefon de la o firmă de curierat, ar trebui, în primul rând, să ne asigurăm că vorbim despre un număr de telefon legitim. Mai apoi, ar trebui să verificăm adresa expeditorului respectivului colet, dar nu în ultimul rând, să ne asigurăm că, într-adevăr, așteptăm un pachet. Site-urile de recenzii sunt pline de clienți nemulțumiți care povestesc aceeași situație. Fiind vorba de sume mici de bani, câteva sute de lei, oamenii păgubiți evită să depună plângere la poliție. I-a dat de bunăvoie suma respectivă de bani, curierul venind la adresa ei de domiciliu, prezentându-i o faptă adevărată ca fiind una într-adevăr falsă, victima nu a fost constrânsă, iar astfel încât sunt îndeplinite absolut toate condițiile pentru ca autorul faptei să fi săvârșit infracțiunea de înșelăciune. În urmă cu doar câteva luni, un alt tip de înșelăciune prin curierat lua amploare în România. Clienții primeau un link de la un număr ce părea a fi de la o firmă de livrări și, odată accesat, oamenii își introduceau datele personale care erau mai apoi folosite de infractori.